Mi-aduc aminte că a fost un an foarte greu la început, pentru că eu nu vorbeam spaniolă. De asemenea, se schimbau absolut toate circumstanțele vieții. Nu mai aveam nici prietenii, dar m-am adaptat foarte repede. Colegii de acolo m-au ajutat. Basketul a fost ultima mea alegere. Am început cu tenis, am jucat fotbal în copilărie și în clasa a 5-a m-am mutat. Nu mai locuiam în aceea zonă, nu mi-a mai prins bine să mă duc la tenis și un an n-am mai jucat nimic. Aveam un coleg în clasa a 6-a care făcea basket, el m-a atras, ca să zic așa, și am început din întâmplare, practic. Da, aveam 11 ani, 12 ani și cam 1,80 m și ceva, 1,82 m. Am avut mai multe oferte când eram mic, până la 16 ani când am decis să plec, dar părinții nu au fost de acord atunci să mă lase, pentru că în primul rând eram foarte mic de vârstă și nimeni nu a fost sportiv în familia mea, așa că a fost ceva nou. Și până la urmă ne-au convins să mergem să facem câteva zile un tur, o pregătire în Madrid. Părinții mei au văzut că avem toate condițiile necesare, urma să-mi continui studiile. Îmi plăcea foarte mult obiceiul de aici, din Spania. Lumea merge, iese la terase seara. A fost ceva nou pentru mine. În România nu este același obicei, lumea nu iese atât de mult să socializeze. Iar asta mie mi-a plăcut cel mai mult, să ies cu colegii, ieșeam după meciuri, mergeam să mâncăm la restaurant. Chiar mi-a plăcut și e un obicei pe care l-am implementat și eu în rutina mea zilnică acum. La început mi-a fost foarte dor de prieteni și de, mai ales de glumele noastre, pentru că în limba română se pot construi altfel glumele. O limbă cu foarte multe opțiuni. Am venit după un an în care am jucat în Liga a doua. Am avut un an bun în Liga a doua basketbalistic, iar cei de la Murcia mi-au făcut o ofertă și am acceptat din prima, pentru că îmi doream să joc în prima ligă și mi-a plăcut foarte mult de la început. M-am adaptat și aici foarte repede, am avut colegi care m-au ajutat și e o experiență foarte bună. Până acum e una dintre cele mai bune experiențe în cariera mea. Pentru un jucător profesionist care e în dezvoltare, mi se pare locul perfect, pentru că nu e foarte multă lume, nu este aglomerație. Orașul are de toate și nu e foarte mare, adică putem să găsim orice la o distanță foarte mică. Nu se pierde timp pe drum și, cum am spus și înainte, pentru cine vrea să progreseze și așa, cred că este locul perfect. Basketul în România se dezvoltă în fiecare an. Încă mai sunt lucruri de pus la punct. Dar eu am văzut o evoluție foarte bună, mai ales din 2016-2017, de la Eurobasket. E mult mai popular, copiii se duc la basket, vor să învețe și eu cred că în câțiva ani vom avea și noi niște condiții și un loc în care copiii să învețe și să se dezvolte. Pentru a produce rezultate pentru echipa națională de seniori. Cred că la momentul actual avem un nucleu de jucători tineri consacrat în multe bătălii de-a lungul timpului. Ne cunoaștem de foarte mult timp și sper ca și din urmă să vină alți jucători care să ne ajute pe parcurs. Eu cred că pe zi ce trece tinerii jucători și îmbunătățesc nivelul și cred că vom avea în câțiva ani o echipă națională competitivă.
nu trebuie să închidem nicio portiță niciodată. Nu am jucat până acum la nivel profesionist în România și mi-ar plăcea într-o zi să revin și să joc, să văd cum e atmosfera în campionatul românesc.